Bă, salută fratele Coinacu și bine v-am găsit la un nou episod, un episod special pentru gamer. Îl filmez a doua oară pentru că nu mi-a plăcut primul episod cum l-am filmat. Am revenit cu un episod pentru gamer, pentru că sunteți mulți care vă uitați pe canalul meu de gaming. Apropo, Coinacu Gaming acolo pe YouTube, căutați-mă acolo, mă joc mai mereu. De fapt, acolo mă joc și sunt mai cireanu și toate nebunile alea când aveți chef de mine. Am revenit cu un episod nou pe acest canal și anume un inferno. Grasul nu mai mi-arunca când le văd pe mapă. Un tutorial, să zicem așa, pentru că mi-e greu încă să cred că eu dau tutoriale. Mi-aș cerut mult să vă arăt tot ce știu eu pe inferno și pentru toți prietenii mei care vor să joace cu mine, Grasul Bebe, Marius, Uță, și Goagă și Manu și mulți alții care vreți să jucați cu mine, să învățați cam cum joc eu și ce joc eu pe această mapă. Pentru că sunt înverșunat fan al acestei mape și de-aia o joc foarte, foarte mult. Înainte să începem, am două anunțuri de făcut. Prima ar fi că am AK-ul ăsta de vânzare. Pentru cine îl vrea, e un AK Blue Laminate. Skin-ul din 2013 de la ceva eSports. Are Teamel DLC, iBuyPower, Titan, Katowice și Vox Gaming. Toate sunt din 2014, foarte rare. Mi se pare că Titanul e la request buy 1400 de euro minim acum. Deci vreo 4000 de euro sunt toate stickerele astea puse pentru un colecționar. Cine știe care e prețul original. Am avut niște oferte pe el, dar nu l-am dat încă. Bun, haideți. A doua chestie înainte să începem clipul. Vreau să înțelegeți că sunt foarte mulți jucători de CSGO în România și eu nu mă număr pe trei, eu sunt novice, dar eu am 612 ore. N-am jucat decât 3 meciuri de Faceit, 600 de ore astea sunt orele mele reale. Tocmai așa că o să vă explic exact ce știu eu și cum știu eu pe această mapă. O să le luăm pe căprării, cum se zice. Ți-ai pus nou clipul, da? O să jucăm prima oară banană și dacă mai mi-aduc aminte pe parcurs, o să vi le mai arăt. Prima dată începem cu banana. Cum îmi place mie să iau banana. Da, cum îmi place mie să iau banana. Apropo, salutați-l și pe Grasone care e aici. Uitați-l pe Grasone. Neața zice Grasone. Bun. Bă, prima și prima oară, primul smoke pe care vreau să-l arăt este acest smoke de la butoi de aici. Deci, ce trebuie să faceți? Asta e smoke de rush banana sau fake banana rush, ok? Bun, ăsta ajunge în city. O să vă blocați aici în colțul ăsta. Țineți ținta sus, ca să înțelegeți sus. Vedeți că aici sunt două texturi. Habar n-am cum să le zic, ca să înțelegeți. Deci sunt două texturi, vedeți? Sunt două moați acolo. Noi nu pe prima, ci pe a doua o să ținem ținta. Adică exact pe aia. Ținem ținta pe ea. Foarte important. Deci prima chestie, vă blocați aici, da? Trebuie să vă blocați, nu vă puteți mișca cu stângarea. Ținta sus la a doua. Apăsăm click normal. O să mergem cu shift înainte. Da? Shift și W. Și când atingem curul acestui... cum îi zice, mă, la de flori? Nu știu ce. Înțelegeți voi, chestia aia de flori. Jump throw. Da? Și smoke-ul ăsta o să aterizeze fix în city. Bine, o să-l practicați și o să vedeți că nu aveți gap, dar pentru fake este destul de bun. Pentru rush este destul de bun pentru că îl dai imediat. Deci ăsta e primul smoke. Acum, de obicei, cum joc eu banana cu molly și cu smoke rapid, o jucați așa, cât mai lângă, deci cât mai lângă, scrie god în consolă, grasule, cât mai lângă, cât mai lângă barrel-urile astea, da? Ca să dați moliu. Deci bam. Cât mai acolo, nu poate să-ți facă pic acolo, nu poate să stea nici aici în colț. Bun. Deci asta e moliu. Și în combinația asta cu moliu avem așa. Acest moli, da? Și din viteză, acest smoke, care priviți unde aterizează. A smocuit ruinele, ok? Asta e o combinație de moly și smoke rapid. Pe Grasul eu l-am luat cu o bai, dar am nevoie decât pentru un singur smoke de el. Dar să fie și el aici sau să stea în site, să-mi zic că dacă ia pleciurile. Bun, deci pentru banană avem acel smoke, acel moly, încă un smoke de aici, v-am zis. Ca să dați smoke-ul ăsta, deci care l-am dat eu mai devreme, pe care l-am dat eu mai devreme, trebuie din alergare să veniți aici, să vă lipiți imediat de chestia asta
și să-l dați cât mai mult de acoperiș, gen de partea asta, uite, ca să înțelegeți voi. Că nu știu să vi le explic exact, voi le luați din ce vedeți aici. Deci ceva de gen, bam, 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 te-ai băgat, l-ai dat. S-a dus. Vedeți că ăsta acum e perfect, nu mai poate să-ți mai facă pic de acolo decât să se suie sus. Ok, deci astea trei. Acum ar fi din banană, de la lemne, avem două smoke-uri. Primul smoke, vă duceți și vă blocați aici, da? Vă urcați un pic. Și avem ca punct de reper în stânga pilonul ăsta cu pilonul ăla și facem așa în sus un colț aici, da? Și avem aruncare normală. Smoke perfect pentru ruine. Iar tot de aici, bun, tot aici, ne urcăm, ne blocăm în lemne și vedeți că aveți skill aceasta. Asta, mamă, mi-a pornit Bixby-ul. La skill aceasta, din colțul din dreapta, între fire, click normal, smoke perfect, da? Deci de la lemne. Dacă aveți doi cu echipier care știu smoke-urile astea, puteți foarte ușor să smoke-uiți. Încă un smoke pe care îl puteți da pentru city vine de aici. Vă duceți la interfonul ăsta, vă blocați aici în interfon, da? Ținta sus pe hornul ăsta și undeva spre finalul fumului. Smoke normal. E un smoke perfect. Bun. Astea ar fi smoke-urile de aici, din banană. Avem molly, dar mie ăsta nu prea mi iese, dar puteți să-l practicați. Deci, un molly util pentru blue, adică pentru partea asta aici. Mi-a ieșit de câteva ori. Vă blocați aici în chestia asta și ca aim să aveți idee, dacă vedeți în față aici, e chestia asta, mai neagră așa, da? E, exact acolo. Țineți ținta acolo și jump throw. E normal, trebuie să nu lovească marginea asta, trebuie să lovească un pic mai sus, mai jos. Deci pur și simplu trebuie să vă uitați aici, da, ținem un pic mai jos, jump throw, tot nebunia. Deci cu puțină practică o să vă iasă perfect, eu vi-l arăt exact tot ce știu pe mapa asta. De aici, de la lemne, de la fostul cart, cum îi zicea, tot molly, perfect pentru site, pentru new box, aveți molly următor. Deci vă blocați aici în lemne, ținta sus, exact aici, da? Și aveți un jump throw. Molly o aterizează perfect, ia și în spate, ia și aici și el o să se refugieze acolo. Dacă sunteți doi care aruncați molly-ul ăsta, odată aici, da? Odată acolo, i-ați forțat tot backside-ul ăla să iasă, aveți smoke-urile date, puteți face o execuție foarte, foarte ușoară. Mai era unul exact de aici, nu mai știu exact de unde. 1, 2, 3, 4, cred. Nu. Trebuie dat mai încoace, cred că de aici blocat. Nu mai știu care era. Dar pe ăsta nu-l mai știu. Mai era unul, asta era execuția de Astralis. Bun, și cam astea sunt smoke-urile și, pentru banană. Dar erau mai multe, nu știu de ce. Dar cam astea sunt pentru banană, din câte mi-amintesc eu. Bun, astea le joc eu. O să vedeți că de la CT o să vă arăt un one way frumos pentru AVP. Sau și pentru armă. Bun. Mergem pe second mid la Tero. Și pe second mid eu recent am început să joc pe live-uri o combinație destul de OP, să zicem așa. Vin prima oară pe second mid, mă bag aici, sau știu de la Nico, mă bag aici în colțul ăsta, da? Ținta la pilonul ăsta din mijloc. Grasul, te rog, nu mai da mărul. Mă bag la pilonul ăsta exact unde se îmbină casa cu pilonul, da? Exact acolo. Și am pur și simplu jump throw. Uitați unde se duce smoke-ul ăsta. E un smoke de lungă perfect, da? Un smoke de lungă perfect. Și în combinație cu smoke-ul ăsta mai fac un molly care e destul de greu, da? Vin cu molly-ul, mă lipesc de casă, țin ținta sus, bam.
mai dau moliul ăsta în short. Iar băieții mei care intră pe short, pur și simplu îi forțează pe toți oamenii care sunt aici în boiler, under, mă rog, boiler, îi forțează să iasă în molii, deci pur și simplu e să dea, să se bată. Moliul ăsta trebuie practic foarte mult, că nici mie nu-mi iese mereu. Ținta sus după ce ai dat smoke-ul, ținta sus, ai venit în colț aici, ții ținta un pic mai sus de felinar. S-a dus acoperișul și le-ai dat jump throw. Da? Bun. Asta e din second mid. Mamă, aici erau extrem de multe, dar le-am tot uitat. Un smoke pe care îl mai foloseam eu la început este următorul. Vin aici pe chestia asta la ușă. Mă blochez în textură. Am aimul nu aici, ci aici, da? Vedeți că mă pun drept aici, în marginea asta. Un smoke pe care îl pun în colțul antenei. Iau coordonată din colțul bisericii sau ce e asta. Deci la antenă, colțul bisericii. Ridic sus, pur și simplu merg și dau drumul la jumate, da? Exact așa. Ăsta e un smoke pentru library, dar l-am dat eu cred că cam rapid, m-am grăbit un pic. Că trebuia să fie de A-split ăsta. M-am grăbit eu un pic cu ăsta. Deci ținta sus. Nu, tot acolo, da. Nu știu de ce îl dau eu așa. Două secunde, probleme tehnice. Cred că mă grăbesc să-l dau, nu știu care e treaba. Ok, ăsta e. Și pur și simplu nu mai aici. Acum a lăsat un mini gap, da? O să vedeți că pe view modelul vostru și pe ținta voastră o să vă iasă perfect. Ăsta e dacă vrei să dai un rush mid to B. Unul poate să-ți vină din second mid, toată lumea să dea mid to B. Și tu vii din second mid, care ești primul, ăla cu spawn-ul. Pur și simplu vii și ai dat smoke-ul ăsta. Ați dat smoke de short. Ați bătut lunga. Și ăsta nu mai are când să-ți mai rotească, pur și simplu i-ați izolat. Bun, ăsta ar fi primul. Iar de aici din second mid vă blocați aici la chestia asta. Ce-ar ce-a fost asta? Să mișcă. Prima dată trebuie să lăsați să ajungă maxim în stânga. Ok? Când a ajuns maxim în stânga, pur și simplu click normal. Ăsta e smoke pentru arci. Da, e un smoke de arci. Dacă îl practicați o să vă iasă perfect. O să intre în arci acolo. N-a vrut să intre, dar e și mai bun asta. Blochează arciul, da? Bun, puteți să faceți foarte multe execuții. Eu pentru execuții le-am învățat, dar n-am apucut cine să facă execuțiile. Bun. Tot de aici, de la căsuța asta, vă puneți pe căsuța vocală era să zic, pe căsuța asta de scrisori. Da? Ținta sus și țineți ținta fix în colțul antenei, click normal. Este un smoke perfect pentru pit, ca să nu te mai bată AWP-ul dacă ți-a dat info că ai AWP în pit. Ok? Bun. Tot din second mid. Mamă, câte știu de aici. Bun. Trecem pe mid un pic. Aveți aici două smoke-uri. Primul, te pui pe această chestie de curge apa pe ea. Da? Pe mijloc. Observați aceste ornamente. 1, 2. La al doilea ornament, click normal. Un smoke perfect pentru lungă. Ai izolat lunga. Da, n-ai niciun gap pe el. Bun, și tot de aici v-am zis, vă puneți pe colț. Țineți ținta exact pe colțul acestei clădiri. Pe al doilea fir. Click normal. Un smoke perfect pentru arci, da? O să observați că dacă le practicați mai mult, o să vă iasă, da? Bun, deci cum v-am zis, puteți să-l dați și pe primul, cred că și pe primul merge. Da, nu. Ok, pe primul nu merge. Am încercat pe primul. Pe al doilea merge. Un pic mai în stânga o să-l dăm. Hai să vedem dacă intră fix, la fix. La fix a intrat, vedeți? Deci totul e de practică. Eu vi-l arăt acum pe... E 5 dimineața și da.
Tirare pe fugă, că nu mi-a plăcut primul clip să le editez. Un moli extrem de extrem de greu, deci mie îmi dă bătăi de cap și încă și acum, dar l-am făcut de 20.000 de ori. Un moli pentru short, da? E o poziție foarte bună aici pentru short, dacă aveți om care vă ține acolo. Un moli perfect, un om trebuie doar să vă ține din second mid aici. Voi vă duceți, vedeți că sunt mai multe dase de flori. Primul grup de flori, al doilea grup de flori. Vă puneți, vă blocați în perete, pe primul mac sau ce s-a trandafir. Cu moliu în mână. Avem ca punct de reper colțul acestui geam, cu colțul acestui acoperiș, să zicem, și facem pur și simplu în sus un unghi, da? De ce e mai greu? Pentru că trebuie să faceți un jump throw. Pas cu jump throw. Adică un pic W, un pic în față și jump throw, ok? Colț sus. Ba. Deci cu puțină practică moliul ăsta arde tot, nici colțul nu poate să-l țină nici aici. Deci tot moliul ăsta e imba, frate, dacă îl învățați. Deci oricum v-am zis, mi-am dat bătăi multe de cap și acum după ce îl știu și îl mai tot practic. Te lovește și sus aici. Deci o să vedeți că o să vă lovească sus aici. Bun, am uitat o chestie să vă zic. Toate chestiile, toate comenzile o să vi le pun în descriere, să știți. O să pun și la un scris la început. Bun, astea ar fi din second mid. O să mergem imediat pe ups. Din mid aici. Da, da, da. The mid. Hai mă, grasule, dă-te așa. Din mid ar mai fi chestia asta de la șobolan. Deci, ne blocăm în față aici. Ținta pe marginea clădirii, între potul de flori și acoperiș. Jump throw. Ăsta tot la fel. O să vă dea un pic de bătăi de cap, că lasă gap. Lasă gap mare. Dar cu puțină practică o să vă iasă, eu vi-l arăt în mare parte, când mi-am schimbat și eu view modelul pe parcurs. Și ținta mi-am schimbat-o, tot la fel e. Deci... Aici? Că așa mi le arătam. Bun. Aici undeva. Nu, ăla e altul, Ăla e ăsta, mai aveam eu unul, deci fiți atenți, încă unul. Unul e de lungă și ăsta e așa. Deci vă băgați aici în colț și vedeți unde se îmbină firul cu casa. Jump throw. Asta e să izoleze pitul de lungă, ca să poți să intri pe site, să bați site-ul, graveyard sau ups. Bine, depinde de unde intrați, că nu intri singur, da? Să bați site-ul, să izolezi pitul ăla, să nu vă bată lungă. Bun, trecem pe ups. Gasule, poți să stai în pit, te rog? Yeah. Ok. Bun, pe ups, cum mulți știți, eu am o... joc o strategie foarte, foarte simplă pe apps, ca să iei apps-ul, pentru că multă lume vine și campează apps-ul. Ori pit-ul, stau pit, pentru că e cea mai puternică poziție. Deci, frate, și eu tot ce am învățat de pe internet, da? Pit-ul e cea mai puternică poziție pentru site-ul ăsta, e no comment. Sau mai stau pe aici oamenii, sau te țin, sau fix în colț. E, sau site. Stau site, sau sus aici pe cutie. Da? Te suie pe cutie și te ține fix aici. Dacă tu ai făcut pic acolo, ia stai grasul pe cutie acolo. Da? Să zicem că eu nu știu că e grasul pe cutie, nu verific prima oară acolo. Deci eu când vin prima oară, vin verific unde? Graveyard prima oară, mă rog. Graveyard acolo, că vezi și aici stânga. Deja, dacă eu am verificat în colț de tot, dacă nu știu să-i fac strafe. Ok? Să-l văd și vreau să verific așa, grasul mă bate deja, da? Bun. E, tu ai predispunerea să te uiți în pit, să vii în pit, el te bate. Și de aici când vii, hai ține-mă grasule, trage normal, da? Care trage primul? Să zicem că mă duc direct pe el. Da? El primul m-a bătut pe mine, el a dat primul mine, vedeți și stânga jos. El trage primul mine, e OP. Și atunci e și o combinație asta. Prima chestie. Un om vine și te ține și îți dai un smoke. Te pui pe mijlocul acestui preș, vedeți la chestia asta aici. Ținta sus și cum începe arcada asta, vedeți că primul rând cu cărămidă e închis la culoare și al doilea e deschis la culoare. Pe mijlocul ei, click normal, fac. Click normal și uitați-vă unde aterizează smoke-ul ăsta. Vedeți? Și tu vii foarte ușor și poți să bați pitul sau aici. Da? Nu ți-a făcut pic pitul, bați aici, poți să sari under și te bagi pit lungă.
Ok, bun. În combinație cu asta, ca să poată să-ți intre un om, eu joc următoarea chestie. Dau smoke-ul, ok? Și vin aici la burlan, mă pun în cur aici și o să dau cu burlanul, cu cât râl sau și normal. Dar nu știu, cu cât râl dau eu, stai cât râl crouch, ia merge și normal, merge și normal. Nu? Nu. Deci, asta e așa că nu l-am explicat bine, poate oamenii nu înțeleg. Bine, astea sunt chestii basic, dar mă rog. Vii, te pui cât râl, da? Te pui cât râl și dai la mijlocul burlanului. Și uitați-vă unde se duc flash-urile. Da, fix aici le iau și pitul dacă stă în pic și lunga și site-ul poate să le ia. Deci e OP și ăștia din short aici dacă stau și te țin aici. Uitați unde... Ia dă tu grasule flash-ul. Hai să vedem de unde să ia flash-urile. Deci ok, prima dată sunt aici, te țin sus. Bun, full flash, graveyard, ok? Stai grasule. Dă-l. O dată, pit, full. Mai dă o dată. Full, încă o dată din pit. Hai să mă urc balcon. Ia dă-l. Da? Îl iei puțin, că cade în spate. Hai să vedem aici poziția de i-am dat lui grasul mai devreme. Stai un pic grasul. Dă-l. Full. Side. Dă-l. Vedeți? Îl iei. Depinde cum te ascunzi. Bun, deci e extrem de OP. Ia mai dă-l, stai așa un pic. Hai dă-l odată. Throw in a flashbang. Stai. Ai greșit, hai. Am dat drumul la deșeală. Da, deci se ia și un pic de pe lungă. E foarte OP. Și atunci eu joc cu combinația asta și de multe ori când am eu smoke-ul aici. Când am eu smoke-ul aici, vin și dau moliu. Da? Dau moliu ăsta ca să-l scot pe om din pit și fac pic pur și simplu aici și apoi aici. Bun. Trebuie să beau și un pic de chico. Bun. Acum trecem pe... unde mai avem? Mai avem? Mai avem? Mai avem? Mai avem? Mai avem? Nu, trecem la CT. La CT nu prea multe smoke-uri. O să vă arăt one way-ul ăla perfect, bă, tăticule, e perfect one way-ul. Ai AVP grasule? Da. Dă și mi-a AVP-ul, te rog eu frumos. Bam. Au. Eu nu-mi coace. Deci, o să vă arăt pe lângă one way-ul ăsta, o să vă arăt cel mai tare flash-uri pe care le puteți da. Pe matchmaking merg 100%, credeți-mă. Bun. Primul. Și cel mai important, le joc eu mereu. Le joc eu mereu, da? Fiți atenți aici. Deci vă duceți și vă opriți fix în colțul acestui perete. Da? Fix pe colț. Ok? Aveți ca punct de reper acoperișul ăsta. Chestia asta de la acoperiș. Da? Colț stânga sus. Un pic mai jos și în dreapta, unde am tras ultima oară, da din cât râl sau din, să-l dăm din cât râl. Clic normal. Uitați unde aterizează flash-ul. Da? Ei n-au cum să-l vadă pe ăsta. Și automat puteți să dați două flash-uri. Da, exact așa le puteți da. Ok? Și priviți ce se întâmplă. Hai de grasule, dă-i. Du-te de dă tu flash-urile. Ca să le arăt la oameni. Deci, prima oară avem AVP aici, da? Da, l-a luat un pic. Poate să se sperie. AVP-ul stă mai așa. Da, mai mult l-a luat. Ia dă-l, dă-l. Hai că l-ai greșit. Da, bun. E, de multe ori, primul cu spawn, când se apucă să dea flash-ul ăla, el e deja pe aici, da? O să te țină pe tine. Ia dă-l grasule. Full flash. Lemne. Hai mă, nu le mai greșim, mă. Full. Top banana, dă-l. Vedeți? Deci e perfect. Dacă le dați două combinate, sunt perfecte. Astea sunt flash-urile perfecte. Bun. Încă un flash blanao. Asta îl făceam cu Drew. Veniți și vă blocați aici în site. Asta e OP. Grasule, stai acolo. Stai aici. Uite exact aici. Unde ți-am tras eu. Ia, stai aici. Bun, deci voi l-ați auzit pe om că vrea să intre, ok? Eu ce fac? Sunt aici în colț. Simt poziția asta.
vă băgați în colț de tot și ca aim aveți jumătatea acestei burlane, trebuie să le pierdem. Bun, click pe jumătate, țineți pe jumătate, click normal. Ia uitați unde se duce flash-ul. E perfect. Deci cu ăsta faci senzații, da? Stai aici, bam. Dacă vă grăbiți ca fratele Coinacu, o să luați direct în barbă. Asta e problema mea, mă grăbesc. Bam. Hau, te-ai dus, te-ai tras. Și să-l dai și tu pe la grasule? Vino încoa. Te bagi acolo în colț, da? Și ții aimul între astea două. Mă, uite. Stai așa, stai. Dă-l, click normal. Ești chiar atât de prost încât nu poți să dai un click. Coaie, te bagi în colț de tot și ții la jumate la astea și dai click normal. Așa. Hai, dai, ho. Ca să vedeți și voi perspectiva, hai da. Încă o dată. Bun. Încă o dată. Nici nu știe de unde vine. Hai, încă o dată. Nici nu știe de unde vine. N-are când să se rotească. Bun. Haideți să vă arăt one way-ul ăla blană bombă. Gata, bă, grasule. Wow. Gata. One way-ul ăla blană bombă. Deci, ce trebuie să faceți? Veniți pe banană cu AVP-ul, da? Sau cu ce armă vreți voi. Vă duceți la geamul ăsta, vă blocați în mijlocul lui. Ok. Ca punct de reper, vă întoarceți. Ca punct de reper aveți chestia asta de fier, nu știu ce. Și un pic mai la stânga vedeți că e o pată aici. Da? Bun. Deci ne-am pus pe mijloc. Ne-am rotit. Da? În colț și pe pata aia, click normal. Dacă să și lovea și el de butoaie, mai sus și mai în dreapta. Bun. Vă duceți în colț de tot. Du-te tot, banana gras. Ai tras că mă știi tu acum, dar acolo nu se vede. Da, bine. Bun, haide să facem. Deci, grasule, te bași tu acolo, da? Te bași tu acolo când zic eu pe... Deci, dau eu one way-ul și-l folosești tu, gen, ca să le arăt oamenilor perspectiva. N-am înțeles 100%. Am înțeles, mă. Dar nu mai intră smoke acum. Bun. Ca idee, one way, nu mai contează. E one way acolo, perfect. Am făcut multe kill-uri cu one way-ul ăsta. Trebuie pur și simplu să vă urcați aici pe... pe... barrel-urile alea sau ce dracu sunt, butoaiele alea. Bun, cacete, încă o chestie. Deci, asta le știu de la simple. Cacete, multă lume ține de aici AVP, da? Le țineți de aici cu AVP-ul. Ce puteți să faceți? Când vedeți că vă intrați făcut un kill, puteți să faceți așa. Deci, a venit omul, ai tras, ai făcut kill. Vii aici în colț, la sicrie. 1, 2, 3, 4, 4 chestiile astea. Nu știu ce sunt, la jumate și click normal. Smoke-ul ăsta, o să vedeți ce o să fac. S-a dus smoke-ul, a sărit sus aici și nu o să se aștepte să faceți pic de aici, pentru că e smoke. Nu se așteaptă nimeni acolo să faci pic. Ah, uite-l, vezi? Etel. Nu se așteaptă nimeni să faci pic acolo. Voi îl vedeți pentru că se vede și informația despre el. Asta l-am văzut la simple, deci practic a patra ai dat și poți să vii cu un flash de aici. Ok? Bine, să nu vă grăbiți ca mine. Au. Bam. Bun. Încă o chestie pentru CT, partea asta de banana. E foarte important. O să vă fac un episod dacă vreți. Grasule, vine încoace. Dacă nu puteți să faceți jump-ul, că nici mie nu mai este toată. Cel mai important e când aveți AVP, dacă vreți banana control, bine, banana control, știți că e everything pe mapa asta. Să vă buseze un prieten aici și să țineți poziția asta. Puteți să faceți și pic, de să stați maxim, da? Maxim, dar e mai riscant, dar puteți să stați la perete aici, să țineți cu AVP-ul. Ați făcut kill-ul, v-ați retras și vă retrageți pe site. Dar jump-ul ăsta îl mai puteți face și de aici, de pe barrel. Da? Din colț de tot. Dă-te de acolo, grasule. Hai că am sărit și eu de vreme, nu? Da?
cu cuțitul în și puteți sări fix pe chestia asta dacă nu aveți un prieten să vă busteze și dacă stați bine pe banii. Dar eu cum nu am rotiță la mouse, ia uite-l. Nu se întâmplă nimic. Da, bun. Un smoke pentru mid vă mai arăt din CT. Vă blocați între banca asta și potosa de flori. Vă blocați în el. Ca punct daim aveți, după chestia asta de fier, aveți două, bă, Bixby, ce-i mă cu mine? Aveți două pete de textură, pe stânga, jump throw. Bine. Da. Ar trebui mai jos. Ar trebui să iasă și ele când le arăt. E smoke perfect pentru mid, dacă vreți un smoke rapid, să nu vă intre. Că nu o să-ți bage nimeni în gheapul ăsta. Bine, v-am zis, smoke-urile trebuie practicate. Deci ăsta e un smoke rapid. Dacă știi că să rotesc, poți să te duci rapid cu smoke-ul ăsta, să-i surprinzi. Și ce să vă mai arăt eu? Mai era un... one-ul ăla, perfect. Tăticule, îl zice, îl întreabă toată lumea pe live-urile mele de pe gaming. Deci, KCT în apps, aveți un one way, dar nu știe multă lume. L-a dat gras acum. Acest one way, am un bășinic. Acest one way. Ce trebuie să da, faceți pentru? Dau altfel. Da, mi poți să-l dai. Bine, poți să-l dai altfel. Trebuie să vorbească grasul. El nu știe că nu vreau să mai editez clipul și vreau să-l las așa. Trebuie să vorbească și el. Hai, mă, vorbește droghi. Vorbește droghi, vorbește. Hai, zi, stai acolo în colț. Tu-l dai de aici, nu? Sau de aici, de unde îl dai așa, exact? Așa. Da. Mie, uite, eu dacă, de obicei dacă îl dai de aici, mi se pare că este de fiecare dată, știi, mai din stânga. Așa, bun, deci zici să-l dau de acolo, perfect, am înțeles. O să vi-l arăt și cum zice gras, o să vi-l arăt și cum îl știu eu. A, și să vă arăt și pitul. Am două chestii pe care le joc eu în pit, de obicei. Ca să se ducă ce-a făcut grasones. Bun, cum îl dau eu normal? Vin aici și mă blochez în spate de tot, da, la perete. Într-adevăr, ăsta mai eșuează câteodată. Cum e aliniamentul? Trebuie să te blochezi aici și trebuie să te uiți fix la acest gard. Gardul ăsta, cu ăsta de flori. Tu ai venit aici, te duci maxim, te dai în stânga până dispare la de flori. Și trebuie la jumatea lui, adică exact aici, să îl dai cu click normal. Da? Deci ceva de gen. Click normal. Și automat ia, intră tu din apps, hai. Nu de acolo, mă, ești legum. Da, mă, da. Da? Și el nu te știe. El nu te știe, pur și simplu. Că n-are cum să te vadă aici. Ia stai tu acolo. Mamă. Bă, ai ieșit pe lângă mapă. Hai, dă smoke-ul ăla. Da, o să-l vedeți așa și voi să știți când e ăsta, să nu... Și omul o să fie predispus. Eu nu-l văd. Decât dacă fac pic, da, până am făcut eu pic, el m-a bătut de 40 de ori. Dacă bun. Vine din balcon. Bun, pentru pit, să vă mai arăt pentru pit. Mamă, 35 de minute deja filmat. Pentru pit. Multă lume care v-am zis eu ține speed-ul pentru că e bună poziția. Aveți un smoke foarte simplu când știți că vă intră short sau lungă. Și anume, vă duceți aici în colză tot, țineți ținta pe ușă, click normal. Mă rog, un pic mai sus ar trebui. Ăsta aterizează fix aici, îl ia short-ul, îl ia și lunga. Eu îl mai joc și așa, cu spatele aici la perete. Când îl știu lungă, da, depinde de unde vă vine. Și mai puteți face următoarea chestie. Veniți aici în colț. Bam, deci în colț de tot. Și dreapta. Și aveți aici un gap. De multe ori, multă lume nu se uită. Nu se uită aici dacă vede smoke. Puteți să-l dați și mai în dreapta. Ca să vă acopere și mai bine. Depinde de preferințele fiecărora, frate. Eu așa mă obișnuiesc să joc cu ele, așa îmi plac mie. Știu că normal profi ar fi să nu lase deloc să vadă lumea. Adică puteți să veniți mai încoace, să-l dați aici fix pe cât chestia asta. Da, e și mai puțin. Așa joc eu pitul. Mai era un smoke, dar nu mai știu pe care vreau să-l arăt. A, din apps. Încă un one way. Ca să-l jucați și ăsta e ultimul. Bun. Veniți pe apps. Dacă vreți să jucați agresiv, orice armă, veniți pe apps. Vă puneți aici pe bara asta. Fix pe mijlocul moțului.
vă uitați, eu m-am obișnuit să le dau cu crouch. Vă uitați între covor și și această, cum se zice, structură de ușă și dați click normal. Și puteți foarte ușor să veniți aici să faceți pic pe second mid. Nu, când văd smoke acolo, nimeni nu stă. Ia fă pic grasul. Uite, vedeți? Uite. Deci e aproape imposibil să-l vezi. Lumea o să uite mai mult în dreapta pentru că vede mai mult spațiu acolo. Deci ăsta e un one way perfectos, tati, da? Click între. Și puteți să faceți pic. Băi, cam astea au fost smoke-urile pe care și molii și flash-uri pe ce joc eu în general pe pe Inferno. Mai am multe chestii de făcut. Dacă vreți vă fac și niște tactici de de echipă, pentru că știu 5 tactici bune de echipă pentru fiecare parte și cum să dați un rush și cum să dați și o execuție corectă. Am și un episod dacă vreți cum să jucați AVP. Bine, v-am zis, toate chestiile astea le-am și eu luate de la de pe internet, dar poate nu știți și voi unde să vă uitați și vi le arăt eu. Așa că fratele, o să vă arate încă câteva videoclipuri. Dacă vă place, dacă apreciați, cu un like. Dacă vreți și voi să mai apară ceva din seria asta. La 500 de lichene, fratele face partea a doua cu mai multe chestii pe Inferno. Nu vă zic încă, o să vedeți voi la partea a doua ce se întâmplă. Și după aia poate facem și partea a treia. Eu am fost Conacu, mă găsiți pe Instagram la Jegosul Suprem. El e grasul care mănâncă mie zilele, seara de seara, zi de zi, pe CSGO, care are impresia că e trăgaci, dar nu e trăgaci. Ăsta a fost clipul nostru, sper că v-am ajutat măcar cu puțin, spuneți-mi părerea în comentarii. Nu sunt pro, am 600 de ore, frate, încerc să mă joc și eu. Și dacă vreți să luăm legătura pentru AK pe Instagram la Jegosul Suprem, subscribe, like, vă pupă fratele, ne vedem la episodul următor. Kiss!